Bine m-am regăsit, prieteni. V-am explicat cu termoșemineul meu, cu șeminee, cu tot felul de chestii și ce am făcut. Uite cum arată un termoșemineu care nu-i germanizat. Când germanizez, deja discutăm de altceva. Da, dar vă arăt și când germanizez. Bun. Și am venit aici unde m-a tot întrebat, dar unde se fac? Dar cum e? Dar cine? Și v-am dat numărul multora de la Robi. Bine m-am regăsit. Bună ziua, bine v-am regăsit. Aici se fac termoșeminele. Eu vă spun din experiență, poate că sunt altele mai bune, din experiență am căutat în Franța, în Germania, în România, ăsta este cel mai bun și nu este o reclamă. Uite, dacă era reclamă, vă spuneam de la început, așa cum, uite, asta e o reclamă, asta este. Bun, aici sunt 100 de litri de apă, a meu are 109 litri de apă, așa? Acesta este al dumneavoastră, bazinul este la acesta. Da. Dotările sunt la acesta, da. Cu dotările acestuia. Da. Și practic eu încălzesc 240 de metri pătrați, 242 mai exact, cu un astfel de șemineu. Bine. Exact. Pentru că-s comod, s-o soputoare din când în când, mi-am băgat și gazul pe telecomandă. Foarte da? Corect. De obicei bag cucuruz în el. Da? Se pot băga și lemne. Ăla merge cu? Acela acum merge cu ulei ars, ce nu recomand eu pentru oameni. Asta e o modificare de-a noastră pentru atelier. Momentan doar pentru atelier folosim noi treaba asta, dar noi acum încercăm să testăm și altceva pe el. În afară adică de se fac niște probe. Exact, exact. Dar de fapt, dacă iei uleiul ars, decât să-l arunci în natură, cum fac mult că îl aruncă, e preferabil să-l bați să faci energie cu el. Da, este preferabil. Acum nu știu legislația cât de permisivă este pe acum se fac probe. Dacă există și legislație, normal. O să fie și asta. No, bun, hai să explicăm un pic. Cum se face nebunia asta? Acestea sunt două termoșeminee de aceeași capacitate, de 33,4 kW, Carla Aqua Plus și Carla Simplu. Între cele două, diferența care este sunt dotările. Acesta are dotări ce se regăsesc la produse de top din domeniul ăsta. Asta fiind admisia de aer din exterior, dubla combustie și interiorul e căptușit cu vermiculită. Să înțelegem ceva din treaba asta, admisia de aer din exterior se face de afară, și asta ne ajută ca să nu consumăm oxigenul din încăpere, uh-huh. Iar și să nu trimitem căldura pe coș afară, căldura din încăpere. Dubla combustie, aceea este că pe partea din spate a focarului, pe aici, avem o gaură, pe un bălunt aer și se încălzește, acel aer vine peste fum și reaprinde fumul. Și fumul are o energie. Deci, practic, ce se întâmplă aici e ca la centrala pe gaz pe condensație, în care recuperezi exact. Energia fumului. Exact. Și exact. Pe coș nu lași fumul la 3-400 de grade, că lași la, nu știu, la 100 exact. Și un pic. Undeva maxim până în 200 de până grade. Până în 200, dar oricum sunt recuperezi. Exact. Recuperezi destul o consistent. Da. E... Și acolo oricum trebuie să-i faci o gaură afară. Da, acesta necesită ca să-și tragă aerul de afară, din exterior. Da. Și atunci, pe aici își trage aerul, aici avem clapeta de unde putem regla admisia de aer, cu ce intensitate să ardă focul și se întâmplă arderea. Vermiculita ne ajută ca în incinta de ardere să ajungem la o temperatură cât mai ridicată, ca arderea să fie cât mai completă. Iar... cel simplu. Ăsta ce l-am eu. Da, cel simplu. Al dumneavoastră e așa, dar nu prea. Că al dumneavoastră e cu admisie de aer din exterior, dar totuși am făcut la el treaba cu dublă combustie. Da. Ca și din fum să putem să scoatem energia. Acesta are un volum de apă cu aproximativ 10 litri mai mare. Asta e 109, mi se pare, exact. Și nu e 100. Exact. De aceea că acesta are și în partea de jos cămașă de apă. Acesta, în partea de jos, ca să putem să rezolvăm treaba cu dubla combustie, trebuie să scoatem cămașa de apă. Dar nu-i preferabil asta? Eu recomand mai mult asta. Cei sunt înscris într-o asociație, iar acolo se vorbește că ceea ce se vorbește la momentul de față, că o să fie oprită folosirea lemnelor, s-ar putea să fie oprită în oarecare măsură dacă agregatul nu este corespunzător. Am înțeles. Dacă agregatul nu are dublă combustie, atunci s-ar putea ca în câțiva ani să nu o să mai se poată folosi. Da, tocmai ca să prinzi mai multă energie, să faci mai multă energie. Exact, și să nu avem emisii atât de... să avem emisii mai prietenoase. Dar ăla este totuși dublă combustie. Acesta nu, al dumneavoastră ăla este. Care al meu. Al dumneavoastră, da. Bun. Și aici văd astelalte...
Da, acestea sunt, funcționează pe același principiu, doar că au o capacitate mai mică. Acestea sunt de 24 de kW, ăsta este Petra simplu, acesta este cu plus. Tot aceeași treabă. Câți litri de apă are? Acesta are undeva la 60 de litri de apă, cel simplu, și acesta are undeva la 50 de litri de apă. Foarte tare. Și dacă mă uit în atelier, asta practic e, asta e cămășuirea? Asta e cutia lui. Am înțeles. Aceasta e cutia, asta care vine aici jos cu cenușarul, pe care vine cenușarul. Aceasta, în schimb, este pentru cel cu dublă combustie. Uh-huh. Aceasta e mai cu admisie de aer din exterior. Aici se vede, da, mai exact. Și atunci pe aici... Ați ajuns la exporturi. Nu am ajuns încă la exporturi, din păcate nu am putut să intrăm nici pe piața românească prea bine ca să colaborăm cu distribuitori, deoarece toți sunt pe importuri, pe produse poloneze, bine, pe alte produse. Eu, de exemplu, am căutat în Franța, că mi-a întrebat termoșemineu, că am fost acolo, da? Și aia au termoșemine în 1929, ăla pe care l-ați văzut la mine, Godin. Da? El avea inclusiv instalație de încălzire centrală cu reclama, de atunci am găsit-o, de la Marșo Pius, de la piața lor de vechituri, dar n-am găsit unul să aibă măcar 70 de litri, tot sau până în 40. Ăsta are, cel am luat eu de la noastră, 109 litri. No, ăsta, într-adevăr, dacă l-ai băgat într-o încălzire, în pardoseal, într-un pufăr sau în calorifere, nu mai ai treabă cu el. Da. Eu, personal, ce am văzut la produsele poloneze, că m-am uitat și eu la concurență, cum au schimbătorul de căldură, ce e, cum e, la ei schimbătorul de căldură e făcut invers. Deci la noi iese fumul prin țeavă, da. La cele poloneze în țeavă este apa. Și cred că de aceea nu au un volum atât de mare, sau nu știu care a fost... Cum au fost ele? Dar de exemplu, casa noastră câți metri pătrați are? 100 de metri pătrați. Și încălziți numai cu termoșemine? Nu, eu am cu centrală pe gaz. Ați băgat acum gazul? Da, e cu centrală pe gaz. Când fac foc în șemineu, atunci când sunt acasă... Se oprește automat? Automat, exact. No, bine, și cu de să faceți? Eu încă îl am pe cel mare. De aceea, da, e supradimensionat pentru mine acasă, dar acela a fost primul produs pe care l-am făcut. Și nu am putut să ajungem unde ne-am dorit și atunci am considerat că poate ar fi nevoie ca să facem un produs mai mic. Deoarece marea majoritate a construcțiilor care se fac sunt undeva între 100 și 150 de metri pătrați. Dar ce înseamnă supradimensionat? Dacă eu, de exemplu, îmi fac o casă de 140 de metri pătrați, nu pot să iau ăla? Ba da, puteți să luați, fără nicio problemă. Dar supradimensionat ce înseamnă? Are un volum mai mare de apă, de aceasta trebuie să folosiți mai mult combustibil și aveți toate șansele, până vă obișnuiți, ca să faceți focul, ca să vă jucați cu focul, că trebuie o perioadă până omul se acomodează cu jocul focului, până atunci să vă supraîncălziți și să folosiți energie pe degeaba și să stați cu geamul deschis iarna. Deci, practic, până într-o 140 de metri pătrați... Până în 150 de metri... Ar merge astea 24 de kW? Foarte, foarte lejer. Fac față la o suprafață de 100... până în 150 de metri pătrați, cu ușurință. Există, aveți probleme cu tot ce înseamnă hai să iau uș, hai să iau fontă, hai să iau asta. Există problema asta de, nu știu cum să zic, de aprovizionare. Că am văzut că toată lumea are mici stopaje, mai, nu găsesc nu știu care, de la tâmplar până la ăla cu cărămida. Da, mai ales anul trecut a trebuit să ne oprim activitatea vreo 3 luni de zile, deoarece n-am primit uși de la turnătorie. Lucrăm cu o turnătorie care face piese speciale pentru agregate. De aici, din România? Nu din România. Din păcate nu am găsit turnătorie în România. Am căutat toată România. Un an mi-a luat până am găsit ca să pot să rezolv problema ușilor. Că aici la noi din țară, din păcate, turnătoriile s-au dus în cap. Dar nu era una prin Moldova care făcea ceva de fontă? Era și în Sfântul Gheorghe. Aici la noi, la Imasa, erau meseriași care din mână puteau turna niște piese foarte ok. Și acum? Nu mai sunt acei meseriași, s-au dus vremurile acelea. Nu mai. La noi, industria turnătoriei poate să-ți facă ceva mazur, ceva mai mare. Sunt turnătorii, dar nu pentru piese. Asta necesită ușa asta ca să iasă perfect, ca să fie tot ok.
să închidă ermetic, să fie cum trebuie, necesită să fie turnat la turnătorie mecanizată. Eu am găsit una singură în România, la Irum, în Reghin, dar cei de acolo nu prea au acceptat piesa, deoarece era la limită, la matrița pe care puteau ei să o facă. Și atunci au zis, și costurile erau destul de ridicate ca să facem noi o încercare din asta. Și atunci, din fericire, am găsit ramele acestea afară și, din păcate, ducem banii afară. Da, au zis unul că trebuie să fie dată la fier vechi și s-au dus la fier vechi. No, bun, și practic nu trebuie mai mare capacitate, că asta duce până undeva până la 300 de metri pătrați, o casă. Da, da. Mai ales dacă casa este bine izolată și sistemul este făcut cum trebuie, de exemplu, cum e la dumneavoastră, atunci da. Că noi discutam înainte, am stat un pic la o poveste, că din păcate, cred că în tot estul Europei, nu numai la români, dacă ai pus un polistiren sau o vată bazaltică de 10, zici că ți-ai rezolvat problema. Dacă nu pui o chestie de 30-40 de centimetri, vată bazaltică, polistiren, ce vrei tu, și dacă nu pui geamuri adevărate, nu se numește casă izolată. Și dacă nu izolăm solul, dacă nu izolăm tavanul și așa mai departe. La minim 40 și la tavan? Da, la tavan 40, la sol undeva la 20 de centimetri. Și atunci putem să facem căldură economică. Eu am văzut în Suedia chestia asta când la tavan aveau izolație de 40 de centimetri. Și am zis, băi, dar cum faceți? Și am zis, da, noi avem... Nu suntem atât de săraci încât să ne permitem să risipim. Exact. Și era un paradox pentru mine. Și am zis, da, noi dacă aprindem o lumânare în casă, se face cald. Dacă mai pui și sistemul ăla de aerisire automată, niște faguri de aia imenși, aerul viciat cald iese din casă spre afară și în timp ce iese se întâlnește cu printr-un alt fagure cu aerul rece, îl încălzește, practic ai aerisire fără să deschizi geamul. Sisteme care la noi așa par science fiction. Exact. V-ați ocupat și de consultanță pentru oameni, că sunt din aia care zic, domne, am luat ăsta și am băgat un lemn și nu mi se face cald în casă. Am avut și un client care și-a dorit să își încălzească casa cu un buștean de fanii. Brad. De brad. Și nu era mulțumit de randamentul pe care l-am dat, atunci am zis că acestea sunt recomandate să fie exploatate cu lemn de esență tare. Ca orice șemineu. Ca orice șemineu sau termoșemineu sau orice agregat. Cu un lemn care și are casa izolată. Că dacă n-ai casa izolată, poți să faci ce vrei. Exact. Păi de asta, dacă nu avem casa izolată, e parcă facem căldură și avem geamurile deschise. Da. O casă izolată, NZM, pasivă, are un necesar de la 1 până la 5 kW per oră. O casă cu izolație de 10, care a zis că la noi e wow, o izolație bună, are un necesar undeva între 8 și 10 kW. O casă neizolată are undeva la 15-16 kW per oră. Și atunci, de aici, ușor se fac calculele. Da, păi vezi cât pierzi. Exact. Mulțumesc tare mult, eu mă bucur tare mult că am ajuns la Sfântul Gheorghe. Am fost și la Slăină Fest, mă duc imediat să dau premiile, sunt președintele onorific al juriului. Cred că m-a băgat onorific pentru că am colesterolul foarte ridicat. V-am pupat, la revedere, mulțumesc fain. Multă sănătate, cea mai fain și cel mai bun termoșemineu, să știi că la tine l-am găsit. Vă mulțumesc frumos. Bă, când ziceți arză-ți-ar focul, când vedeți în Parlament de aia la care le ziceți arză-ți-ar focul, să vă gândiți la exact același șemineu la care mă gândesc și eu. Corect, v-am pupilizat semnificativ.